Suntem să obținem scor eligibil pentru europarlamentari, că primele patru locuri sunt aici, la care se adaugă și Lucia Varga. Și dacă ne străduim, va ieși și europarlamentar. Cred că cel mai important după acest eveniment nu este nimic în viața noastră politică, în viața noastră a românilor în acest an, decât bătălia pentru câștigarea președinției. Cu siguranță, îl avem aici pe finalist. Și-l cheamă Crin Antonescu.